Încă o dată, dacă nu ți-e clar ceva, ai tot spus că nu mai înregistrezi, da? Și simți spațiu. Și simți nevoie că trebuie să înregistrezi. Că e pentru tine, că e pentru cineva. Dacă simți nevoie, mergi înainte. Mergi încolo. Unde? Nu știu. Vezi. Ok. Încă o dată. Cred că n-ai înțeles. Sau ai înțeles, dar încă nu ești pregătită să faci. Bun. Tot ce a fost de când te-ai reîncarnat, renăscut, sărit, energia pură a sărit în programele, zi cum vrei. Totul a fost o iluzie. Un fiasco total. Așa am înțeles. Și dacă să nu fie fiasco, a fost denumit poligon. Deci mai e un cuvânt, cum am scăpat. Adică exerciții. Bun. Au trecut exercițiile, da? 11 minute interstelare. După exerciții de 11 minute interstelare, au mai fost niște exerciții. De fapt, aia a fost trezirea, care a fost fiasco. Da? Acum ai înțeles. Bun. 5 minute interstelare. Bun. Și câțiva ani pământești. Bun. A fost un fiasco, da? Și tu, încăpșor, ai imaginea și înțelegerea că tot a fost, asta e, prin asta am trecut, asta am simțit, asta am făcut, da? Ai intrat în programelul de ajutoare, da? Vedeai la tot pasul un cerșător sau cineva care avea nevoie, săreai în ajutor, cum puteai. Aveai, te împărțeai, n-aveai, nu te împărțeai, măcar spuneai un cuvânt, da? N-aveai, te duceai acasă, spațiu. Cărai nu știu ce, cumpărai papuci, da? Ai făcut toate astea. Fiasco. Domnule, fiasco. Ceva n-a împușcat, ceva n-a pușcat, da? Bun. Deci, zero. Ce ai făcut? Zero. Și s-a denumit exerciții, simulare, așa, a fost denumit simulare. Bun. Și acum de-abia ai sărit între programele și faci pe bune lucrurile, da? Și când vezi un om care are nevoie, orice, denumește-l cum vrei, pune ștampila pe timpuri, da? 3D. Că e cerșător, că se neacă și trebuie să sari să-l scap din apă, că plânge și trebuie să-l iei cu binișorul și să-l întrebi, un om necunoscut și să stai de vorbă cu el, că, da, căcăr. Bun. Și o iei de la capăt și faci toate astea? Păi cum, păi am tot făcut, nu înțelegi că a fost fiasco? Fiasco total? Și acum o iei de la capăt? Și tot, da? Că vrei să pleci în oraș. Că te tot mână drumul în oraș. Te mănâncă să ajungi în oraș. Te-ai dus în oraș să-ți iei nu știu ce, ți, niște brizuri, femeiești, drăguțe, de altfel sănătoase, asta simți nevoie, asta e, dar simți nevoie pentru că ai de făcut ceva și ai de trecut prin ceva, da? Și simți cu inima și înțelegi. Fiecare om care are nevoie de ajutor, ești tu. Da? Spațiu. Fiecare om care are ajutor, este copilul tău. Fiecare om care are ajutor, cere ajutor, auzitoare. Și are ajutor, primește. Ok. Cere ajutor, e iubitul tău. Fiecare om care cere ajutor, da? E familia ta, e lumea ta, e câmpul tău energetic. Și nu poți să treci pe lângă. Eu ziceam, asta e, lasă că scriu acolo ceva acasă și se întâmplă magic. Dar întâi trebuie baza pusă. Da? Te duci frumos, faci ce trebuie să faci, intri și iei ce trebuie să iei la om, îl ajuți cum poți, Doamne ferește ceva, sari cum, dar nu mă pricep, așa cum nu te pricep, sari și măcar stai lângă el, da? Și îl ții de mână, da? Și pe animalul la fel. Bun. Sper că ai înțeles. Acolo ești. Sper că ai înțeles. Dacă ai înțeles, nu înseamnă că și faci, să te văd. Să te văd să nu faci. Bun. Acolo ești și bun voiaj. E foarte puternic. E
Nu m-am așteptat, am zis că a fost acolo, nu, acolo n-a fost. Acolo a fost ce vrei, fiasco, iluzie, n-a ieșit. Dar a fost atât de puternic și adevărat, da. Dar nu s-a întâmplat, da? Și de abia acum se întâmplă lucrurile și ai conexiune totală cu sursa ta divină și ești bine unde ești și mergi mai departe. Și așa îți proiectezi lumea ta. Și când ai auzit, când la începuturile tale ai auzit, trebuie să dai ca să primești. Și păi nu-i dragoste necondiționată, e condiționată, trebuie să dai ca să primești. Da, dar nu-i vorba de tine. Tu să dai ca să primești e condiționat. Dar necondiționat tu trebuie să dai, că de aici ai spațiu. Nu știu ce am zis, am zăpăcit-o. Ai înțeles unde ești? Ok. Na bine. Bine, foarte bine. Mergem mai departe.